În acest videoclip o să încerc să fiu cât de serios posibil. După ce au ceva pe mine. Salutare lume și înseamnă un nou episod, eu sunt Bogdan Cătălin KBC. Și da, azi fac un vlog mai serios. Vlogul ăsta e mai mult inspirat din niște clipuri din America. Așa că ce e aici e mai mult o traducere sau o adaptare. Probabil toți ați avut momente când ați fost triști, deprimați, stresați sau nu știu, ați zis că aveți depresie sau ceva. E bine, acest episod o să vă demonstrez contrariu. Nu ai cum să fii în depresie sau să rămâi supărat sau să te consideri o persoană nefericită. Știi ce? Pentru că tu ești ca un cer. Știi, un cer frumos, albastru. Iar pe cer uneori se mai pun norii. Norii aia pot reprezenta stresul, frustrările, supărările și problemele și tot orice. Uneori cerul poate fi plin de nori, să nu se observe absolut nimic. Pot fi albi, pot fi negri, sau mă rog, grinchis, mă rog. Sau pot fi crăpați și să se vadă din cer. Ideea e următoarea, tu ești cerul. Problemele sunt norii. Norii tot timpul trec, dar cerul rămâne. Dar te-ai prins? Adică indiferent de ce probleme ai tu pe moment, ce te deprimă sau așa, ele o să treacă pentru că vine vântul și îi duce. Dar tu rămâi. Dacă n-ai fi așa și ai fi ca norii, te-ai duce odată cu ei. Adică toate frustrările, toate supărările, toate căcaturile astea te-ar defini. Ai fi una cu ei. În schimb, nu, tu ești cerul, ești tu acolo și ele vin și pleacă, știi? Toate astea. De exemplu, eu sunt eu, dar eu sunt cerul. Telefonul meu e nou, știi? Vine, stă puțin, pleacă. Păi vin altele. Din nou stă puțin, pleacă. Și tot așa. Ideea e că nu o să rămâi niciodată acolo. Poate numai dacă ești din Anglia, da? Hey. Deci cam tot ce vreau să zic prin vlogul ăsta e că indiferent de ce probleme ai, orice supărări, orice bla bla, ele o să treacă exact ca niște nori. Iar dacă e genul de persoană care își urăște viața, vrea să moară, vrea să nu știu ce, vrea să plece de acasă sau nu știu ce, gândește că există probabil mii de persoane sau sute de mii sau o grămadă de persoane care poate și-ar dori viața ta chiar dacă tu nu o vezi minunată. Să fim serioși, așa sunt oameni, niciodată nu se mulțumesc cu ce au și tot timpul vor mai mult pentru că, na, aparent să suntem noi prin definiție, nu? Adică oricând aș vrea să am 50.000 de abonați decât doar 16.000, știi? Tot ce poți învăța din vlogul ăsta e faptul că problemele o să-ți treacă oricând și trebuie să-ți iubești viața cât de cât. Outro. Eu sunt Bogdan Cătălin AKA BC AKA nu știu de mine 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 AKA nu știu de mine. Sincer, am încercat să fac un vlog serios pentru că e primul de genul ăsta și nu, m-am gândit să încerc să văd cum e. Deci, habar n-am văd. Dacă vreți să mai fac asta, nu uitați să dați un like pentru că feedback-ul vostru contează cel mai mult, mai ales că e ceva foarte diferit față de ce fac eu. Și, na, să distribui dacă ești de acord cu mine și să te abonezi pentru a intra în mica marea noastră familie. Ce pot spune? Allahu Akbar! Am vise de ghetto, care golanii spă pune din nou, care scot panica și în cazino, și orice piesă scot este hit să mor eu.